cursa medicală de vacanță trebuie să conțină cel puțin două medicamente antitermice pe bază de paracetamol, ibuprofen sau algocalmin, atât sub formă de suspensii orale, cât și supozitoare. Enterocolita și toxinfecțiile alimentare sunt afecțiuni des întâlnite în sezonul cald. În acest sens, din trusa de vacanță nu trebuie să lipsească un antivomitiv, un medicament antidiareic și obligatoriu sărul de rehidratare orală sub formă de plicuri dizolvabile sau soluții gata preparate. Dintre accidentele alergice ce pot apărea în vacanța de vară, cel mai adesea copiii se confruntă cu urticaria acută și cu reacțiile alergice post-înțepătură de insectă. Pentru acestea, trebuie să avem la îndemână un sirop pe bază de antialergic și un unguent cu un antialergic util în cazul ciupiturilor de insecte. Insolația, arsurile solare și urticaria solară sunt complicații redutabile ce pot apărea vara în cazul expunerii intempestive la razele solare. Măsurile de prim ajutor sunt reprezentate de o hidratare adecvată, administrarea unui medicament antitermic dacă este cazul, a unui unguent cu antiinflamator pentru calmarea arsurilor solare și a unui sirop sau unui unguent cu antialergic pentru urticaria solară. Din trusa medicală de vacanță nu trebuie să lipsească termometrul, fiolele cu ser fiziologic pentru toaletă oculară și nazală, picăturile decongestionante nazale, supozitoare sau microclisme cu glicerină pentru constipație, un unguent cu arnică sau heparină pentru lovituri și, nu în ultimul rând, soluție dezinfectantă, comprese sterile, pansament și leucoplast. Farmaciile Catena vin în întâmpinarea dumneavoastră cu trusele de vacanță pentru copii. Acestea vă ajută în concediu, la mare și la munte, pentru a trece peste evenimentele neplăcute.